Ploile au făcut prăpăd în ajun de Crăciun pe Valea Prahovei. Mai multe familii au fost obligate să-și părăsească locuințele în plină noapte din cauza apelor revărsate de pe versanți. În ajutorul localnicilor au sărit pompierii. În Sinaia au fost clipe de panică după o alunecare de teren, iar în Azuga problemele continuă și la această oră. Sunt imagini filmate în Azuga, acolo unde mai multe gospodării au fost inundate noaptea trecută de vitura puternică ce a avut loc pe Valea Prahovei. De dimineață la ora 4 ne-am trezit cu apa, ne-am aprobat torențial toată noaptea, dar așa la zăpadă, nici de cum la așa ploaie. Dar știți cum e, cu natura nu te poți spune. Totul e sub apă, timpul prea de sărbători, ce se face? N-avem nicio putere. Ce să mai zice? Că nu mai avem cuvinte ce să mai spunem. Asta vara a fost scăzat din nou, la aceeași treabă. Din aceea cauză ne-am mai pus nici parte pe jos sau alte chestii. Am pus grese cu ajutorul Dumnezeu și nu atâta să vină. De câte ori plouă torențial pe munte, de câte ori noi intrăm în tangaj. Asta e viața. Băgăm balastru, apa vine și ea. Noi băgăm ca să aibă ce să ia. În Sinaia, drumul spre cota 1400 a fost blocat timp de mai multe ore. 4 copaci și 2 stâlpi de electricitate au căzut pe carosabil. Plouă de aproximativ 24 de ore și sunt câteva zone care au fost afectate datorită ploilor. E vorba de zona din sudul orașului, unde a venit foarte multă apă din pădure, a înfundat rigolele care funcționau și a dus piatră și aluviuni până în drumul național. Probleme au fost și în județul Argeș. Sute de pompieri au intervenit de urgență. Ceva strigător la cer. Strigător la cer. A plouat cât pentru o lună și în Mehedinți. Cea mai afectată zonă a fost cea din nordul județului, în Baia de Aramă și satul Mărășești. În Dâmbovița, râurile ieșite din matcă au transformat șoselele în adevărate râuri. Din fericire, toți șoferii surprinși de ape au scăpat nevătămați. Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune nici pentru zilele care urmează. Atenționarea de vreme rea rămâne valabilă în continuare.